Salutare tuturor! Astăzi am să vă arăt un prieten care este din America și nu știe să vorbească română, așa că am să traduc. Ok. Ok, guys. Salut, băieți. I'll show you how to do an ollie. O să vă arăt cum să faceți un ollie. You don't know. I'm speaking English. I don't know how to speak in Romanian, so he's speaking for me. A spus că vorbește în engleză și că nu știe să vorbească în română. Ok, first you. Just put your feet in the right place. Vă puneți picioarele cam cum le are el. First place. Act like my hands are my feet. Vă puneți picioarele cum are el mâinile acum. First foot goes here. Primul picior îl puneți acolo. Second foot goes here. Și al doilea picior îl puneți acolo, lângă aceste șuruburi. Ok. Ok. Just it depends how the smaller you are. Depinde cât de mic ești, cât de mici sunt picioarele. Smaller you are, the more you put it closer. Okay. But since I'm pretty big and I got a big skateboard, I'm just gonna put it like this. Contează skateboardul și altceva pe acolo. You just put them like this and you vă puneți picioarele cam cum a avut el mâinile și just try it. Okay. Okay. Then you hop down with this foot. You just bend it. Just do it like with your foot and do it to keep it real. Like, look. Look at his foot. Do this at the same time. Okay. And like just that. Slide up while you're popping. Cam așa. Și trebuie să vă trășiți piciorul din față și să apăsați pe el după. Sometimes you accidentally. Câteodată faci greșit. Take some time to learn the ollie. Ia timp să înveți ollie. Okay. It took me a year. I-a luat un an. So, cam asta a fost pentru ziua de azi. Vom reveni cu noi tutoriale. Last thing.